O să iei o octavă, Ioan. O octavă. Să ne spune și nouă, cu ce ocazie și ce personaj sunteți? Eu sunt o prințesă din epoca lui Mihai Viteazu. După cum ați citit în alte cărți, nu și în manualul de istorie, Mihai Viteazu era un personaj de salon. După calitatea pe care o avea de oștean, era și un personaj de salon, căruia îi plăcea foarte mult muzica. O să ascultați în timpul zilelor Mihai Viteazul și muzica epocii, o să vedeți și dansurile epocii. Toți craiovenii care vor dori să participe la carnavalul care va avea loc duminică după amiaza în piața Mihai Viteazu sunt așteptați să fie costumați și să învețe să danseze aceste dansuri în compania colegilor noștri de la Teatrul Liric din Craiova, care îi vor și învăța primii pași de dans. Filarmonica la fel și-a pregătit în cadrul zilelor Mihai Viteazu muzica epocii. Avem și o parte în spectacolul de la Filarmonică din muzica filmului Mihai Viteazu, a lui Tiberiu Olah. Eu zic că o să fie spectaculoase aceste zile, este prima ediție, ne dorim să iasă foarte bine și nu în ultimul rând aș vrea să invit în primul rând pe copii, pe liceeni să participe la bătălia de la Călugăreni, să o vadă pe viu. Avem pregătiți foarte mulți cascadori, actori de primă mărime, vine Maia Morgenstein, Ion Besoiu, în fine sunt foarte multe, foarte mulți actori costumați în costumele epocii și care vor simula această bătălie de la Călugăreni. Cu tot cu pierderea dinților lui Sinan Pașa, a fost construit de către colegii noștri de la Rea de pe Fele și un pod de pe care urmează să fie răsturnat Sinan Pașa. Eu zic că va fi spectaculos și va fi altceva decât în manualul de istorie, unde copiii învață despre o bătălie, dar nu au prilejul să o vadă pe viu. În al doilea rând am cerut sprijinul Inspectoratului Județean Școlar Dolj să ne ajute cu copiii care să se și costumeze în, din epoca respectivă. Pentru că ne-am gândit noi că astfel îi vom stimula să fie interesați de ce anume se purta în epocă, de ce dansuri se dansau, ce muzică se asculta în epoca respectivă și cred că vor învăța despre istoria lui Mihai Viteazu și alte lucruri decât pot să citească mama. Cum vă simțiți? Este foarte grea, dar, mă rog, sunt semi-obișnuită. Rochia mea de mireasă a avut 30 de kilograme. Aceasta cred că este un pic mai ușoară. Cred că are doar vreo 15. Mă simt destul de bine, numai că mai trebuie scurtată. Nu sunt atât de înaltă ca solistele de la Teatrul Liric și să sperăm că nu mă voi împiedica în ea ca să vă las o știre național. E incomodă, vă un rol important în politică, chiar dacă nu erau în prim plan. Noi suntem mai norocoase că de într-o epocă în care chiar femeile fac istoria. Pe vremea aceea, chiar dacă păreau personaje secundare, cu siguranță erau influente în toate deciziile care trebuiau luate. Cum ați ales rochie? După mărime. Cum vă simți? Da, da. Din fericire, da, e o culoare pe care chiar o iubesc și îmi plac foarte mult costumele de epocă și costumele de opere. Cu dorință împlinită. Stai, stai. Dar la zilele Mihai Viteazu, la carnavalul pe care îl organizăm cu ocazia zilelor Mihai Viteazu, sunt în vizită, am venit din Anglia să îmi văd un bun colaborator, Banul Craiovei, Mihai Viteazul, care își va face apariția în acest weekend în municipiul Craiova. Am vrut să reliefăm relațiile externe pe care le-a avut Mihai Viteazul și a reușit în acea perioadă în care niciun român nu credea că unirea țărilor române va dăinui mii de ani, sute de ani, mii de ani.
Iată că, fiind din zona noastră, fiind un oltean de care noi suntem mândri, suntem în continuare alături de ceea ce, de crezul acestuia, de a uni țările românești și de a menține menține în continuare acest crez al lui, în care, într-o perioadă în care cred că nu erau mulți români, sau să le spunem atunci cei care locuiau în Moldova, țara românească sau Transilvania, care credeau în ceea ce voia Mihai Viteazu să facă.